Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, când tu ai intrat pe acest videoclip. Hai să vedem. Sunt în Africa, deci sunt mesaje cu o încărcătură foarte puternică din punct de vedere spiritual. Aici este o energie extrem de puternică, e mult mai apropiată de natură. Hai să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem mesaj pentru tine. Primul mesaj este 3 de bâte. O conexiune foarte puternică văd aici cu ideea de drum, de explora. Este o perioadă în care reușești să faci un pas înainte în legătură cu ceva ce tu ți-ai propus. Tot 3 de bâte poate să însemne aici și o primă victorie, poate să însemne de asemenea și un drum scurt, dar și planuri pe care ți le faci tu așa de la o zi la alta. Parcă vrei să trăiești așa momentul. Apoi, următorul mesaj este 10 de spade, deci este clar aici vorba despre ceva ce se închide, ceva ce trece în altă etapă. 10 de spade, să știi că vine și cu ideea de suferință, de durere, însă cred eu că are legătură cu un moment în care e ca și cum zici, uite, sfârșitul e aproape, da? Situația în care sunt eu se pare că merge într-o altă direcție. Foarte interesant. Mai vreau o carte. Mai vreau o carte. Hai să vedem. Ok, și aici avem judecata, o arcană majoră, o conexiune cu zodia balanță. Judecata aici, să știi că vorbește despre o hotărâre foarte importantă care se poate lua în viitorul extrem de apropiat, dar poate să însemne aici și o dreptate divină sau un moment în care cineva zice gata, punct, până aici, mai mult de atât nu îndur sau mai mult de atât nu pot să duc. Ce mai simt eu este că în viitorul foarte, foarte apropiat, în urma unui drum scurt pe care îl vei face, ceva se va schimba, ceva se va finaliza. Este o situație aici care să știi că trece printr-o transformare destul de profundă, da? Destul de profundă. Mai vreau o carte, ia să vedem noi despre ce este vorba, ce trebuie tu să știi. Mai avem un 9 de monede, bineînțeles, și un 4 de bâte. Deci această decizie, să știi că e clar că e foarte benefică pentru tine. 4 de bâte și 9 de monede. Deci ambele cărți, să știi că vorbesc despre bucurie, ambele cărți vorbesc despre împlinire. Unii poate primiți aici o sumă de bani sau parcă mergi undeva la o petrecere. Sfârșitul ăsta, da, hotărârea asta importantă care se ia aici, să știi că vine cu foarte multă bucurie pentru tine. Deci ești aplaudat, te simți bine, te simți împlinit, liniștit. Ești în largul tău, da? Cărțile zic clar până acum, da, că este vorba despre o schimbare pe care tu o vei iniția extrem de curând. Ești foarte, foarte aproape de schimbarea asta. Parcă mai e o picătură și se umple paharul, mai e puțin și se ajunge acolo unde tu îți dorești. Foarte interesant, da? Hai să mai vedem aici, uite, la baza pachetului avem un as de cupe, as de cupe care înseamnă o veste bună, as de cupe care înseamnă un nou început, da? Este vorba despre un eveniment neprevăzut care are loc. Mai vreau o carte pentru tine, să vedem despre ce este vorba, da? A mai ieșit un cavaler de monede. Cavalerul de monede vorbește despre ceva sigur, despre ceva palpabil, despre ceva extrem de stabil. Da? Este vorba aici despre o nouă etapă, e clar, e ceva ce parcă tu nu cunoști sau e ceva ce ți se pare complicat, ceva ce ți se pare puțin ciudat. Ia să mai vedem o carte, au mai ieșit două, avem valetul de spade, valetul de bâte. Deci aici simt eu niște energii tinere, niște energii speciale, văd aici o legătură cu persoane mai tinere sau în unele cazuri pot să simt foarte clar o conexiune cu ideea aceasta de liniște, de pace, poate să însemne și o perioadă în care ești dornic să explorezi lucruri noi.
Mai văd de asemenea și pe cineva care e dornic să te cunoască mai bine sau persoana aceasta vrea să studieze un anumit lucru mult mai în profunzime. Foarte interesant. Uite, avem un 3 de cupe, deci este vorba despre o petrecere mică, este vorba despre o bucurie mică, poate avea legătură, bineînțeles, și cu un început mult mai stabil, pentru că valeții, în general, reprezintă noi începuturi. Ce mai văd eu este că în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri, poate e o zi de naștere, poate e ceva important, aici poți să primești niște vești extraordinar de bune. Sau mergi la o petrecere, mergi undeva să te simți bine și bineînțeles că aici apar vești bune, apar vești interesante. Foarte frumos! Hai să mai vedem acum și niște mesaje din acest oracol. Eu sper că m-auziți bine, că aici la mine e foarte gălăgie, deci n-am unde să mă duc să fac și eu ceva în liniște. Hai să vedem ce zice și oracolul. Uite, avem ideea de călătorie, vacanță, pasiune și o femeie brunetă. Deci aici, dragilor, eu cred că e vorba de un drum, un drum într-un loc drag sufletului tău sau pentru unii poate avea legătură cu un drum spre o persoană foarte dragă ție, da? Un drum spre o persoană foarte dragă ție. Și uite, văd eu aici o creștere spirituală sau poate să reprezinte o nouă etapă, poate să reprezinte o nouă șansă care apare și are legătură cu munca, dar are legătură și cu dragostea. Simt eu că pentru unii dintre voi urmează o resetare extrem de puternică, atât din punct de vedere energetic, cât și din punct de vedere fizic. Da? Foarte interesant. Mai vreau o carte. Da, mai vreau o carte, pentru că aici se vede clar schimbarea, se vede clar că un anumit lucru merge într-o altă direcție. A, uite, mai avem o carte care a sărit singură din pachet și avem așa libertate, a fi singur, a te bucura de tot ceea ce ai în jurul tău. Cartea asta semnifică libertate, semnifică bucurie, semnifică exact ce am văzut eu aici, deci această dorință de eliberare, da? De eliberare. Uite, a ieșit bărbatul cu uniformă, adică noi reguli pe care ți le pui, un nou mod de a acționa, noi legi pe care tu ți le stabilești pentru viața ta, pentru sufletelul tău. Poate încerci un fel nou de a te îmbrăca, poate încerci ceva diferit, da? Poate să fie și asta. Da? Uite, prieteni pe care, nu știu, pe care ți-i faci sau poate planifici împreună cu un prieten ceva important. Vreau să mai vedem și din acest oracol niște cărți, să vedem ce trebuie tu să știi. E foarte interesant, deci este vorba aici clar despre un sfârșit destul de eliberator. Destul de eliberator. Ia să mai vedem o carte, să vedem despre ce este vorba. Na, o femeie în vârstă avem aici și calul, avem libertatea, acțiunea. Deci este vorba despre a te elibera de niște principii vechi de viață, este vorba despre a merge într-un alt loc, într-o altă etapă. Da? Din nou este energia aceasta a eliberării, energia purității, a acțiunii, deci cineva acționează fără să gândească, dar văd aici și o supărare pentru o femeie, deci poate din supărarea asta, pentru că uite aici avem 3 de bâte și 10 de spade, deci v-am zis eu că eu simt că e ca și cum se umple paharul, da? E ca și cum ceva ajunge într-un punct terminus. Și apoi apare judecat, da? Justiția, adică o decizie mare care se ia. Și oracolul zice cam același lucru, că dintr-o durere, dintr-o suferință, din ceva care nu are o energie chiar atât de bună, lucrurile merg într-o cu totul și cu totul altă direcție. Da? Este vorba de a te elibera de suferință, este vorba despre a te elibera de durere, de ce nu? Da? Despre asta e vorba. Mai vreau încă o carte din acest oracol. Ia să vedem. Mai vreau o carte din acest oracol. Să vedem despre ce e vorba. Uite, mi-a ieșit aici așa, o femeie tânără, este o femeie care îi place să se îmbrace bine, este o femeie la modă și aici avem noroc, bani. În unele cazuri, uite, dacă ești femeie, poate aici soluția vine din a te respecta, din a te iubi mai mult, soluția vine prin a te bucura mai mult de tot ceea ce tu ai în jurul tău. Și asta e absolut fantastic, da? Absolut fantastic. Mai vreau o carte.
Avem comunicare, mesaje, apeluri telefonice, foarte frumos, deci niște mesaje frumoase pe care le primești sau vești pe care le dai. Deci, dacă ești femeie, uite, eu te văd mult mai hotărâtă și aici fie pui capăt la ceva care tot e de mult timp în viața ta și te seacă de energie, fie pentru alții este vorba despre un moment în care luați o hotărâre importantă privind ideea de relație, de colaborare, dar când zic relație, mă gândesc la relații în general. Dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile de această dată. Sunt mai scurte. V-am explicat că o perioadă sunt în concediu. E foarte cald aici. Abia am reușit să găsesc un loc unde e puțin liniște, dar oricum ar fi tot e zgomot. E foarte cald. Sper din suflet să vă fie informațiile. Vă transmit cu drag energie bună de aici, din Africa și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.